Vă salut, bombardierilor, bună dimineața vouă, conașelor, al vostru Wolf vă prezintă reacțiile tatălui meu la o premieră pe care am pus-o în urmă cu câteva zile, cred că cea cu afișul când era gata, panou publicitar de la salonul de frizerie. Bineînțeles, după cum bine știți, tata e cel mai dur critic al meu, orice fac noi bine, dar fiți atenți la reacțiile lui. Încă mai și dau de la mine. Îi zic, fii atent și ascultă clipul și în față. Fiți atenți, numai. Ascultă, nu asta, ascultă și învață. Ce? Ce mă face, mă? Că eu fac un clip de rând. Ce mă face? Cu ce se mă de rând? Ce mă face? Te ascultă, că zic vorbe grele și adevărate. Dar tu... tu mă vezi deja pe mine, mă? Ai de capul meu. În răspândirea imaginii tale. Păi nu de-aia ascuns. Acum să vă ce prii. Tu nici nu ai... Să mai iei ceva, să mai ăsta. M-am apucat de treaba cu Radu, mai demult. Din prietenii mei... Îți tragi nasul. Unde ai văzut să-ți tragi nasul? Eu mi-l trag. Ce să faci? Să suflu, să... Să tai acolo jos. Pe nu vezi tu la YouTuber așa ceva? Păi tocmai că eu sunt natural. Nu te chemtiți de cu naturalețele astea. Eu nu sunt cu prefecătorii sau de astea. Dezamăgit, uită-vă că ăla cum nu mă ajută. Cerșești? Nu, nu-i nicio problemă. Ce cerșesc? Ajutor? N-am primit ajutorul. Pe când n-am primit ajutorul, de signale. Vezi că tu n-ați văd că n-ați spus un premier. Tu auzi pe cineva de YouTuber că e vorba de ajutor și de ghele? Dar tu n-ați spus cum trebuie. Ai. A spus ca să lași comentarii să ăsta. Te ascultă să... Înțelegi, nu asculta să comentezi. Stai să mă urc să-mi iau telefonul, că trebuie să-l iau după ce străinul a început să mă aprecieze. Că de obicei așa stă situația, când străinul începe să te aplaude, să te aprecieze, să te susțină, atunci devine curios și apropiat. Și în toată nebunia asta cu muzica, prima piesă o râs lumea, a fost așa, așa, bani, o zis, bă, mă, nu sunt să-i treabă, sau cine știe ce face. Urmata a doua, urmata a treia. Linia melodică și ascultă vorbele melodiei. Cu toate că linia melodică pot să zic că e de nota 7, să fiu sincer sau așa, că nu zi eu, nu știu cum și... Uite, toată lumea pe mine mă salută. Nu sunt te salute dacă te bași ca să... Crezi că nu te simt. Nu, te bași. Și tu te bași. Eu mă bag pe care te bași. Ai. Ce fra, poate să zic că fra, zice, în ideea... Uite, copiez de la mine. Ce am copiat de la tine? Cu mințile mele. Care? Ce vorbești acum? Fra. Cu fra? Ce bine, o dai, ce ăsta, îmi place. Bine, mă, îți place, dar... Nu le zic niciodată, eu râd cu ei, bang, bang, că știu ce le poate mintea și ce le poate caracterul și de-aia. De-aia îmi zice lumea nu, fiindcă sunt cu siguranță, eu nu mă bazez, n-am spate, n-am... Ai, ce răzară ai încât-o clipurile. Nu mă bază, eu că așa diversific clipurile și pe toate subiectile am bătesc. Niciodată n-am bătut. Am bătut. Să-și facă filmele, că să-și dau pe lângă mine. Uite ce scrie lumea. Tăți, te apreciente ăsta. Bă, fra, am văzut cât e bine, eu de-aia, am văzut, chiar ai talent, chiar îmi place, bravo, îți faci filmele, îți faci nebunia, ma. Au spus seama cu Green Bubble. Și încă și zice, te susții. Eu văzut ce gândeam. De ce nu mă susții să vadă lumea cum faci? Adică tu mă susții din umbră? Înțelegeți? Așa și aici. De ce să nu-mi dați like-uri la clipuri? De ce să nu-mi distribuiți clipuri? Poftiți.
Păi mai înainte zice că tu n-ai nevoie de nimeni, și am un pacient. Tu nu înțelegi ideea. De loc. Dar tu ai și o mică tentativă de să-ți vinzi telefonul OLX sau așa. Și ăla nu îți dă distribuire la anunț. Răcire. Dă-i răcire. Bă, dar tu toate clipurile aproape zici treaba asta. Nu, e vreo. Și dacă îți zici o pireză să le intra în cap, cum? Gata și tu sub bombardierilor. Mă duc. Stilul ăsta de frizură, că îmi place foarte mult, cum ziceam, trăind în secolul vitezei, nu am răbdare foarte mare, eu mă enervez ratnic când fac chestii mici. Eu mă pui să bag ața într-un ac și îmi bag acul cât. Așa și aici, n-am răbdare să stau să-mi fac părul și astăzi îmi stă într-un fel, mie stă în altfel, parcă 4 zile am altă frizură, dar tot aia o am, e mult la fel, ca și prima zi, să zic fai. Multă lume îmi zice, bă, dar... Dar la grafic. Tu îi faci și reclamă la mine și ăsta și tot îți iei bătătii tăi. Chiar să nu aveai 240 de prezent, spune-i Luca și mie. 249. La mine nu e așa mare sub minusul, sunt nici la aia nu zic e mare, dar vede, nu am venit să întrețuiesc ăsta. Eu nu zic că eu nu mă întrețuiesc, și eu stau singur, și eu cumpăr haine, am cum mai mult jos la mei sau așa, eu plătesc. Stai să le tătătă. Ia o altă pătiță. Și de aici, trebuie să vă dați seama și de alte chestii. Ia tot 50 de ore. De 50 de ore ai zis să știi. S-a luat la deplosul, la parțel și la... La părângă că... Păi dacă e pe tematica asta clipul. Nu zic eu că nu există altă mai bun ca aia. Sau să vă mă rugă adelea de fițe, masaj sau... Dar din cât să-i fac eu banii la altul buzunar, ca altul care... Nu-l cunosc de când îl zic, sau nu ăsta. La mine știu cum sunt corectă cu mine, mine, din când eram mic, când aveam bani, mire, trebuie-mă că să fug eu banii, niciodată nu o să fug. Că tipul o să ai, că e o săptămână, mă, tu. Apoi vă dați seama, pe clasa noua ăsta, e unde săptămâna să las pe pitii 20-30 de euro. Înțelegeți? Mai ales că și atunci mă cam eveniment. Și era închis anotul. Vine aia, mă dubea. Zice eu să fiu Google știu. Și să-mi întorc direcția. Să mă dau poază. Eu nu o să fac așa ceva niciodată, nu numai aici, și nici în viața reală. Cum zice Kevin Gates. Never switch lanes. Niciodată. Rămâne loial. Rămânem loiali cu cei loiali și ne îndepărtăm de cei banali. Al vostru ufă cu ceea ce trebuie să facă un frate, că v-am mai zis, mă, un frate e ca și o iubită. Dacă într-o relație iubită trebuie să te susțină, indiferent de ce idei nebunească ai. Bineînțeles, nu știu să cât ești, așa. Dar dacă tu ești băgat într-o afacere și în afacerea ta, chiar dacă e un pic mai dubioasă, știu eu, vezi, nu știu ce exemple să-l dau, faci, le faci tablete la animalele de companie, la oamenilor. Fiți atași și idei în urmă. Fără la animalul tău de companie. Opa, ăștia care se fie talentați, încercați. Nu, e ideea de afacere pro. Vedeți, nu toți sunt proprii. Dintr-o simplă de asta. Nu mă bolnav. Ai de capul meu. Nu mă prea de personalitate. Personalizăm lucrurile. Așa și petting. Trebuie să-ți susțină. Să margă cu tine până în ultima linie. Dacă cumva nu te-o susținu, iar tu vei reuși. Stai să mă treacă. Iar tu vei reuși. Acel prieten care nu te-a susținut, să știți că n-are nicio rușine în fața ta să nu vină să înfructe. Din munca și cuvânta ta, nu mai știi cât e, și cât a fost moralul la pământ. Și te-ai gândit să renunți la ceea ce faci. Deci ceea ce vorbesc, eu vorbesc din trăiri. Așa am fost și eu din 100 de ori mi-a trecut prin cap. Să mă las, să mă las de YouTube, să mă las de haine, să mă las de alta, să mă las de aia. Băi, Doamne, asta e Dumnezeu. Așa că... Ce tu l-ai, Doamne?
Ai de capul. Indiferent de ce. Te motivat. Să mă las de YouTube, să mă las de ala. Știu de-abia are 20 de clipuri și de le pui, te extrag aceeași esență. Nu m-a ajutat nimeni, eu mi-am făcut singur, nu. Auzi și ce diversific cu parfumuri, cu sport, cu vestimentație. Nici nu știi să filmezi, tu nu vezi cum să dai de mânimă în mașină. Era așa de noapte, cum vrei să mă adesori? Nu vei cu aprins, nu vrească poliția. Vă pup, acum, și vă mulțumesc și vă apreciază toată susținerea de care am dovadă. O seară nemaipomenită ca și voi.